Organizatorii festivalului de vară de la Salzburg au anunțat după reuniunea Comitetului Director al Evenimentului că au stabilit la 90 numărul de spectacole ce se vor desfășura pe parcursul celor 30 de zile pe 6 scene. Inițial ar fi trebuit să aibă loc 200 de spectacole timp de 44 de zile și în 14 spații diferite. Toate producțiile care nu vor putea avea loc anul acesta vor fi amânate pentru ediția din 2021. Anunțul de la Salzburg coincide cu cea de-a patra etapă a măsurilor de relaxare anunțate de guvernul austriac privind reluarea evenimentelor culturale din data de 29 mai. Organizatorii trebuie să prezinte în prealabil un plan de siguranță, cu măsuri de igienă și alte dispoziții pentru a limita riscul de răspândire a virusului. Distanțarea fizică la teatru va fi suficientă dacă fiecare persoană va avea în dreptul său un loc liber pe principiul tablei de șah. Organizatorii pot opta pentru măsura ca spectatorii să aibă gura și nasul acoperite de o mască de protecție. În cazul în care există grupuri de patru persoane care locuiesc în aceeași casă, atunci se pot așeza unul lângă altul fără distanțare.